Hei, hei, hei! Bine ai venit la un nou vlog! Ieri mi-am făcut programul în așa fel încât să am timp să și vorbesc cu voi. I-am zis lui John, a făcut totul cu de cozic înainte. Mai trebuia să mai fac chestii afară. Am chemat pe o dădacă să vină să mă ajute pentru că nu puteam să ridic nimic cu spatele meu. Și am chemat-o și am făcut greșeala să-i zic du-te și cumpără și niște gheață, te rog frumos, în drum spre mine și s-a oprit la, zice ea, trei magazine și nu aveau gheață, că sunt prea multe petreceri în weekend. Și a întârziat o oră și uite așa a trebuit eu să fac mai multă muncă, John mai multă muncă, John făcea duș în timp ce invitații soseau și eu n-am reușit să vorbesc și să mă văd la față cu voi. Dar am trecut și peste petrecerea de Halloween și sincer, dacă ești nou aici și nu știi, nu sunt fan Halloween, nu-mi pasă de Halloween deloc. Însă pentru copii și în special pentru Johnny se îmbrace, pentru majoritatea copiilor se îmbrace și să ia din astea ciocolățele și bomboane și așa mai departe, e o bucurie. Și petrecerea asta noi am organizat-o pentru că e un grup mai restrâns, am invitat toți colegii lui Johnny din clasă. Și în felul ăsta putem să cunoaștem părinții mai bine, putem să ne cunoaștem între noi și decât o, nu știu, o petrecere la școală, are una astăzi, de exemplu, care sunt toți copii, toate clasele, e mult prea mult. Și e mai greu să comunici cu părinții și copiii să joace între ei. Și asta a fost motivul și a fost un succes. Toți băieții de la Johnny din clasă au venit, plus o fetiță și am avut și alți prieteni de la școlile, de la școala cealaltă pe care îi are și cu care încă ține legătura și a fost un succes total. Ne-am simțit foarte bine, ei s-au simțit foarte bine. Am comandat niște cupcakes-uri, brioșe din astea americane cu cremă deasupra și în rest am cumpărat pizza înghețată și am băgat-o la congelator, am băgat-o la cuptor și asta am servit. Am făcut niște pâinici din astea care arătau ca niște mumii și asta a fost totul. Am pus multe dulciuri pe masă și așa mai departe. A fost totul un succes total. Copilor le-a plăcut, adulților le-a plăcut, nouă ne-a plăcut și acum mulți m-au întrebat la final ce facem asta într-o tradiție anuală. Se așteaptă ca Johnny să aibă petrecere de Halloween în fiecare an. Sincer, pentru nu știu care e motivul, dar a fost mult mai ușor de organizat și mult mai ușor de bucurat de ea decât o petrecere de ziua lui Johnny. Nu știu de ce. Nu e la fel de cald pentru că Johnny e născut în iulie. Habar nu am. Nu a fost la fel de mare presiunea, însă costumul lui Johnny, petrecerea, a fost un hit. La toată lumea le-a plăcut, chiar și nouă. Și m-am bucurat. Deci m-a durut ieri spatele îngrozitor. Și mă gândeam, zic, se termină petrecerea asta și mă pun la somn și o prietenă de-a mea tot a stat, a fost ultima care încă era acolo și după care s-a așezat pe canapea și a început să plângă că divorțează de bărbatul ei. Și zic, no, lasă că nu mai fac eu, nu mai dorm, nu mai nimic, hai să ne distrăm. Și apoi copiii s-au jucat, am stat la povești cu ea, după care ne-am jucat și noi cu copii, am comandat cina, o plecat la 9 seara. Zic, bine că te-ai odihnit, Larisa. Dar nu chiar m-am odihnit stând pe canapea cu ea, a fost odihnă, nu, adică n-am dormit, dar m-am relaxat și se simte puțin mai bine spatele. Nu mi-au luat cruciorul mare la piață, că sunt la piață, sunt în parcare să merg la piață. Mi-au luat cruciorul mic și nu știu cât de multe o să cumpăr astăzi de la piață, pentru că, din nou, spatele, nu vreau să risc. Mă gândesc că dacă trag de crucior de ăla mic, s-ar putea să fie ok, să nu trag de dita mai căruciorul ăla mare. Și oricum, cred că l-a pus John undeva prin garaj. Nu am, nu știu, n-am acces la el și nici n-am vrut să deschid garajul, să mă uit după el și să-l ridic, să-l pun în mașină. E greu ăla. Și am zis, nu, lasă că le iau pe ăsta mic, car cât pot. Asta este, că nu muri de foame. Și asta este update-ul din acest weekend. Chiar mă bucur că a ieșit atât de bine petrecerea. Astăzi, după amiază, mergem la o nouă petrecere. La școală, la Johnny, se organizează ceva cu, din nou, cu ciocolată, că nu are suficientă ciocolată. La final am avut o piniata, care eu am arătat în vlogul anterior. E o chestie din carton, care copiii dau cu bățul și s-o spargă și să iasă toate
toate dulciurile din ea. Toată lumea a fost foarte fericită și mi-au mulțumit pentru dulciurile bune, că n-am pus din astea. Nu că erau vegane și fără zahăr. Erau Reese's Pieces. Alea știu că le place copiilor, le plac copiilor. Și știu, au pus niște Kit Kat-uri și câteva o Kindere și a fost un succes total. Toată lumea a fost mulțumită de dulciuri. Adică nu le-am pus acolo numai ca să umplu pineata aia, am pus ca să le placă copiilor. Și da, toate aspectele au fost foarte faine legate de petrecere. Sunt foarte mulțumită. Și s-ar putea ca asta să fie tradiția. Nu facem petrecere de ziua lui Johnny, facem petrecere de Halloween. A fost foarte fericit copilul și mă bucur pentru el și noi am fost mulțumiți. Acum, dacă îmi rezolv și spatele, o prietenă a zis că are un acupuncturist, așa îi zice? Acupuncture, nu știu cum e și în română, că nici nu știa că există așa ceva. Bine, nu știam, când locuiam în România, am fost la unul când încercam să rămân gravidă cu Johnny, nu m-a ajutat. Și am renunțat la el după vreo 3 luni de zile, însă mi-a zis ea că mamă, ăsta pentru când îți faci cu un mușchi ceva, e perfect să te duci la el, că eu chiar cred în ea. Am zis că când fac o programare, încerc orice. Numai să nu trebuia să mă să fac o din aia, un RMN sau cine știe ce mai altele. Am zis că prima dată încerc cu doctorii ăștia, naturiști, înainte să apelez la ceilalți. Mi-am înghețat abonamentul la sală, pentru că cu siguranță nu pot să merg la sală și om vedea ce se întâmplă. Am zis că prima dată o să încerc să, după ce îmi revin puțin, o să încerc să merg, să mă duc în parc și pe urmă să bag sală și din astea, că na. Asta este bătrânețile, maică, bătrânețile. Na bine, hai să mergem la piață, trebuie să-mi scot niște bani și să merg la piață. Și merg acasă, aș vrea să fac puțină ordine pentru că e dezastru după petrecere, chiveta e plină de vase și să mănânc ceva, că mi-e foame. Aseară mâncare indiană, la petrecere am avut pizza și am mâncat câteva felii de pizza vegană, că am avut pizza vegană, dar în rest nu pot să zic că mamă ce-am mâncat. E petrecere, trebuie să le dai la copii ce mănâncă ei. Pizza la petrecerile pentru copii e varianta sandwich-urilor la petrecerile copilăriei noastre. Nu știu dacă tu în copilărie asta ai avut la petreceri, dar eu la toate petrecerile, cu excepția celor de la McDonald's, că erau în vogă, petrecerile de zi de naștere la McDonald's, erau sandwich-uri. Asta era mâncarea de petrecere și acum mâncarea de petrecere e pizza. Care, trebuie să spun, se face mai ușor decât niște sandwich-uri, așa că sunt mulțumită de update-ul acesta. Și avem un mic haul. Asta am putut căra, dar sincer l-am pus în pungi micuțe și l-am luat pe rând în mașină, dar dacă nu aveam căruciorul, nu puteam să le car, cu siguranță. Am luat niște pere asiatice, îmi plac foarte mult, au un gust foarte dulce. Pe urmă, fructul dragonului, două din astea, a fost $15 două, dar de la vânzătorul ăsta chiar au gust, ceea ce eu n-am mai întâlnit până acum și mi-a dat un castravete gratuit, așa. Pe urmă am cumpărat hummus, două din astea cu conopidă și unul cu dovleac, foarte bun ăsta cu dovleac, puțin dulce, dar bun. Am luat 3 legături de kale, asta este curly, asta este dino și asta este rusească roșie. Pe urmă miere pentru Johnny, miere
cum zice, nefiartă. Dacă ăștia fierb mireasa asta e crudă, proaspătă. Și Johnny îi place să mănânce miere. Îi dau așa o linguriță, în special când tușește. Și nu mai aveam în casă. Pe urmă am luat niște ciuperci. Vreau să fac niște orzo astăzi și o să pun și ciuperci. Nu astea. Ups, mașina de spăla vase. O să pun asta. Asta e? Da, cred că asta e. Asta, coama leului. E foarte bun pentru creierul omenesc și uman și vreau să pun în orz și mă doare spatele. Nu mai pot să mai gândesc. Aici sunt niște orez umplut cu banane. Asta este spanac. Am cumpărat două din astea de spanac. Niște ouă proaspete pentru Johnny, niște usturoi, mai mulți castraveți, niște dovlecei, un dovleac, ardei roșii, ceapă, fructul pasiunii, avocado, kaki, doi pepeni galbeni. Lui Johnny îi plac foarte mult și zic că numai din ăștia vrea să mai mănânce și am găsit la piață. Mi-a dat să-i și gust, așa că sunt foarte buni și am cumpărat. Două din astea cu curmale, mai am curmale, însă mă pregătesc pentru că nu o să mai fie. La sfârșit de an termină cu astea mari și zemoase și vreau să am tot timpul anului. Două pâini, pe urmă niște conopidă, dar arată așa ca un broccolini, dar conopidă, nu știu cum îi spune. Și salată verde, am cumpărat trei căpățâni din astea. Și cam atâta. Asta este tot ce am reușit să car și o să mă pun să mănânc acum și să stau jos pentru că, știi, deja mă doare spatele. O să facem niște orzo. Am făcut ieri, alaltieri și ne-a plăcut foarte mult. Am tăiat aici o ceapă roșie. Vreau să spun că am venit de la piață și m-am să trezesc pe Johnny și m-a dormit lângă el. O să las aici puțin să odihnească și între timp o să fac sosul. Ingrediente, o mână de busuioc, o cană cu apă, probabil că o să pun mai multă apă de atât, așa, o să dau drumul și la ceapul la călit, ceapă cu puțină apă și pe urmă iau doi zucchini, dovlecei, le tai capătul ăsta și puțin din ăsta, aș îi tai bucăți să fie mai ușor pentru blender, așa, și ăsta. Și asta, asta de fapt o să tai doar jumătate din el și cealaltă jumătate o păstrez și o dau pe răzătoare, așa, și o mână de spanac și o să adaug acum nu doar apă, mi-am adus aminte că am această supă de ciuperci. Am cumpărat-o și doar ciuperci, apă, ciuperci și sare și o să adaug puțin din asta pentru extra flavor. Aroma, Larisa, trezește-te! A fost o săptămână lungă, așa. Jumătate din ea. Asta are 900 de mililitri. Și să dau puțină sare. Și sare indiană. Așa. Și o să dau și drojdie inactivă, dar asta la final, pentru că îi dă un gust mai bun dacă nu o gătesc. Dacă nu o gătesc, doar dacă nu o gătesc, atât gustul cât și nutrienții sunt mai bine păstrați. Și adaug și puțin piper negru. Așa. Și acum o să le blenduiesc în timp ce se călește ceapa. Cât timp se călește ceapa, o să tai coama de leu, ciupercile astea. Am cumpărat special ca să le pun în orzo. Data trecută am făcut cu ciuperci normale, însă știu că astea sunt foarte sănătoase și sper să fie o combinație bună în mâncarea asta. Așa. Multe lume le place să le facă la grătar, însă, nu știu, am încercat, parcă nu e la fel de bună. Toate le pun în paste. Bine, până la urmă și orzo, tot paste sunt. Cred că asta e combinația mea favorită. Și păroase, zici că sunt arici?
ciupercile astea. Dai să nu se prindă ceapa. Am pus sare aici peste ceapă, nu cred că am pus. Pun puține sare. Și în rest nu cred că mai trebuie să mai pun, pentru că am pus în sos. Mergem, nu știu dacă ți-am zis, astăzi are la școală Johnny un eveniment de Halloween. Primește și dulciuri și de acolo. Dar mergem, copiii și arată costumele. Să fie interesant. Și asta facem după prânz. Yes? What are you making? I'm making orzo. Orzo, I think it's called. This. Oh. That's what I'm making. What are you making? Nothing. Așa. Adaug ciupercile. Oh. Încearcă să scape. Să fugă. Așa. Lasă să călească puțin. Și am găsit orzo integral. Așa că o să folosesc jumătate de pungă din asta. Mi s-a rupt o unghie. Așa. Până atunci o să dau dovlecelul ăsta pe răzătoare. Asta e pentru extra textură, că puteam să-l pun în sos. Dar pentru extra textură și cred că o să mai dau unul. Dacă mai am unul, o să-l mai dau și pe ăla pe răzătoare. Am mai găsit un dovlecel. Să-l dau și pe ăsta. Și o să pun dovlecelul peste ciuperci și pe urmă pun orzo și apa și le las să fiarbă la foc mic cu capacul pus. Și acum pun jumătate de pungă de orzo. Așa, amestec și dau focul pe mic și o să pun capacul și gata. Este a doua zi. Vreau să spun că spatele meu se simte mult mai bine, nu mă mai doare așa de tare. Sunt o nouă persoană. Doamne, sănătatea cât de importantă este. Deci nu știu ce i-am făcut, dar a fost rău. Deci eram depresivă din cauza durerii. Mă gândeam când mai merg la sală, dacă așa o să fiu toată viața mea, nu mai pot să mai fac nimica. Sunt deja foarte în vârstă, dar totuși tânără. Foarte, foarte serios a fost. Deci chiar am fost depresivă. Am avut două zile în care mâncam ce îmi cădea în mână pentru că mă gândeam că nu o să mai revin niciodată și mâncam ca să fiu fericită. Nu știu, serioasă treaba, pe bune. Acum glumim, râdem, glumim, dar era pe bune și mă gândeam, zic, au, ce o să fac, o să iau pastilă, o să devin dependent de pastilă, gata, sunt drogată. Deci la cei mai rău m-am gândit. Dar se simte mai bine. John zice, cred că a fost și tensionată din cauza petrecerii și poate și asta ajută. Și ăsta e adevărul. E luni dimineața, am fost la doctor pentru că am vorbit cu doctorul de familie și dat fi faptul că tata a avut probleme cu inima și așa mai departe, am zis că vreau și eu să-mi fac un set de analize mai amănunțit și mi-a făcut și ecografie la venele de aici, din zona gâtului, pentru că vor să vadă dacă... A zis că colesterolul meu este extraordinar de bun, toate analizele sunt foarte bune. Dar, dacă vreau ca să fiu liniștită, să facem și aceste teste suplimentare și să revenim când am peste 10 ani de zile și pe urmă să le facem mai des odată ce înaintez în vârstă. Așa că, da, mă bucur că mă ia în serios și e mai bine să previi și să știi dinainte decât să tratezi. Așa că sunt curioasă. A zis că peste o săptămână o să-mi dea rezultatul analizelor și a ecografiei.
Am și program ales să-mi curăț dinții, adică de tatraj, pentru că aveam programare chiar înainte să plec a doua tură în România, numai de asta n-am avut chef. Și mi-am făcut programarea astăzi și am o oră între doctor și asta și nu e suficient să merg acasă. Adică dacă merg acasă, beau o gură de apă și mă întorc. Nu am încă nimic în dimineața asta, pentru că analize. Și în drum spre asta m-am oprit la Whole Foods pentru că nu mai avem ovăz și am zis să mă opresc aici să iau ovăz și să văd dacă au ceva chestii pentru micul dejun, dar nu cred că sunt suficient de sănătoase, nu știu. Poate mi-a ceva de aici, poate dacă nu mă opresc în zona în care îmi este dentistul. Dar da, cam asta e marea mea aventură pe ziua de luni, dar trebuie făcute și chestiile astea. Și vreau să le fac mai devreme decât mai târziu. Pe partea de familia lui tata, foarte multe persoane au probleme cu inima, cu tensiune foarte mare. Eu am tensiune mică, dar și bunica are tensiune mică și cu toate astea și ea are probleme cu inima. Deci vreau să văd care e treaba, cum stă treaba, să fim siguri că suntem sănătoși. Da, vreau să spun, adică cred că se vede că energia mea e 100% din nou, doar pentru faptul că nu mă mai doare spatele așa de tare. Pot să fiu și eu om! M-am pus să fac prânzul, dar ți-am că m-am oprit la Whole Foods și am cumpărat acest lapte. Vreau să cumpăr lapte de soia, dar n-am găsit în Whole Foods respectiv unde era. Și ăsta e un lapte de banane. Deci ăștia fac lapte din orice în ziua de astăzi. Este cu apă, banane și semințe de floarea soarelui. Are 3 grame de grăsime, fără zahăr adăugat și fără grăsime saturată. Ceea ce mi s-a părut destul de ok. Și nu l-am gustat. Mi-am făcut, în schimb, o matcha cu el. Cu toate că am băut astăzi o matcha, sunt tare curioasă să încerc laptea. Sau știu, poate ar trebui să-l pun într-un pahar, să-l încerc și așa, de sine stătător. Sincer, ideea nu era lapte de banane, pentru că bananele sunt ieftine, sunt dulci. Cum îl gustăm prima dată? Trebuie să îl amestec bine de tot. Așa. Să vedem. Are o culoare așa mai maronie. Într-adevăr, are gust de banane. Are gust de banana bread. Cu siguranță îl folosești doar pentru chestii dulci, pentru că la alea sărate nu merge. Eu nu pot să faci pireu cu el. Să știi că îmi place. Are o aromă de banane. E bun la gust. E dulce, fără zahăr. Să știi că pentru matcha chiar îmi place. Ok. Cred că a fost în jur de $7. Foarte mult chestia asta și are un... Cât are? Un litru 400. O sursă bună de calciu și de potasiu. Da, calciu 25% din... O recomandă 290 de miligrame. Deci asta e bine. Oh, e bun pentru oasele mele. Deci acum din ăsta bem. Dar nu, să știi că pentru matcha chiar îmi place. Chiar e bun. Îmi place mai mult decât cel de soia pentru că e dulceag. Dar acum pentru decembrie, când am calendarul advent, nu prea pot să-l folosesc pentru că o să influențeze gustul de matcha. Dar da, e bun. Îmi place. Dacă ai posibilitatea și îl vezi și să-l cumperi, îl recomand. Ok, am văzut să lucrez pentru că medici și ne vedem mai încolo. Vom să le iau pe de la școală și pe urmă cred că merge până la Target și ar trebui să duc un pachet la UPS și poate ne uităm și la niște ornamente de Crăciun și pe urmă el are oră de informatică, programare, robotică și cam asta e planul pentru astăzi.
La cină eu o să mănânc ce fac acum la prânz și ce mai este prin frigider, pentru că nu o să am timp să fac și cina. Și da, cam asta e ziua de astăzi. Chiar îmi place asta. Foarte interesant. De două ori pe an, aici în America, la Sephora, au reduceri și am pus și eu o comandă, am lăsat și eu o comandă. Pentru că, de ce nu? Nu, oricum aveam nevoie de chestii și am așteptat. Că tot ziceam, trebuie să plasez o comandă, aștept să intre reducerile, aștept să intre reducerile. Și am plasat comanda. Într-un final, am luat două creme cu protecție solară de la Supergoop. Asta e cu SPF 40. Am văzut că se găsesc produsele Supergoop și în România la Sephora, însă la început se găsea și crema asta, dar acum nu se mai găsește. Nu știu dacă mai apare în stoc sau care e treaba. E SPF 40, minerală și mi-mi place cum arată sub fondul de ten. Am luat două pentru că și eu și John folosim asta, așa că e una pentru el, una pentru mine. Pe urmă, ne-am cumpărat crema cu vitamina C. Mie asta îmi place cel mai mult și mi se pare că îmi ajută tenul. Am una pe care am cumpărat-o de la Drunk Elephant, cu toate că îmi plac produsele lor, crema cu vitamina C nu mi-a plăcut. Nu a făcut nimic pentru tenul meu. Asta observ că îmi iluminează tenul și uniformizează culoarea și chiar îmi place. Așa, pe urmă mi-am cumpărat un rimel pentru sprâncene de la Charlotte Tilbury. Eu îmi iau culoarea asta dark brown. Este maroul închis. Asta mi se pare mie că se potrivește. Așa, și pe urmă, pentru că revin la rutina mea de păr de dinainte, mi-am luat din nou masca de la masca asta offline. Mi se pare că asta hidratează cel mai bine părul meu. 3 minute o țin pe păr și pe urmă se limpezește în loc de balsam. Da, nu știu de ce am renunțat la ea. Pentru că am vrut să încerc alte produse, dar nu. Acum am revenit la ea și la uleiul de păr de la Avon și nu o să mai fac greșeli. Țin cu masca asta și știu că câteva dintre voi mi-ați spus că ați cumpărat-o și voi și vă place, și voi și vă place foarte, foarte mult. Am cumpărat-o pentru că am citit review-uri pe internet și pentru că aveam nevoie de una hidratantă, nu pentru că am văzut-o la cineva să o recomande și da, mie îmi place. Așa, pe urmă mi-au dat ei cadou parfumul My Way de la Giorgio Armani și ce e asta? O cremă pentru ochi cu vitamina C de la Summer Fridays. Chiar sunt curioasă de asta, de la Giorgio Armani. Știu foarte multe influențere din Marea Britanie îl recomandă. Chiar miroase foarte bine. Chiar îmi place. Ok. Wow. Ok, e floare de portocale. Da, nu știu să le traduc pe toate astea. Sandwood from North Carol, New Caledonia și Vanilla from Madagascar. Tuberose, asta e un fel de trandafir, nu știu, din India, dar miroase super bine. Da, îmi place, ok. Îmi place, așa și am avut puncte pe care am vrut să le folosesc. Am avut cordeluța asta faină, pentru când mă demachez, pare foarte interesantă și am folosit 150 de puncte. E chiar foarte tare. Știu că se poartă astea acum, dar încerc să nu mai cumpăr produse virale sau pe care le are toată lumea, să mai dau banii pe ele. Dar dacă e 150 de puncte de la Sephora, asta chiar îmi place. Chiar îmi place. Și asta este tot ce mi-am cumpărat de la reducere. Am uitat să spun, de obicei cum funcționează reducerile la ăsta la Amazon, la Sephora, ei nu că au doar un produs la reducere, au 20% la toate produsele de pe site. Și cred că depinde de cât de multe chestii cumperi de la ei pe parcursul anului și poate fi reducere între 10 și 20%. Și am cumpărat toate astea produsele astea cu 20% reducere. Deci nu e cum că unul a fost 30%, unul a fost 5%, toate au fost 20%. Și dacă cumpere produse marca Sephora, brandul propriu, atunci sunt 30% ale reduse. And start showing off his moves. La, 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 la.
Mi se termină bateria și la lumină și la microfon, la toate, așa că trebuie să ne grăbim repede înainte. Am fost cu Johnny până la Home Goods și a luat niște crackere care sunt, nu știu, niște surprize înăuntru. De obicei au o melodie pe care trebuie să o fredonezi, însă asta e cu tot felul de jocuri. A fost $7 și sunt 6 bucăți și m-am întrebat de ce au luat 6 bucăți dacă familia noastră e din 3. Nu sunt mai puțin de 6 bucăți, așa că am zis să fiecare are câte 2. O să vedem cum o să fie. Le țin pentru masa de Crăciun. Pe urmă am luat coronița asta. Mi-am schimbat în bucătărie hota, pentru că era foarte jos și de multe ori căteam și dădeam cu capul. Așa am schimbat-o și acum partea de hotă de sus e mai micuță. Și am zis că coronițele pe care le aveam nu cred că o să intre acolo. Asta este făcută din lână, foarte fain. E făcută în India. Cred că e din lână. Sper, nu știu. De fapt, nu știu dacă poate să fie făcută din lână la $15, dar se simte ca și lână. E faină. Așa. Pe urmă am cumpărat niște cutiuțe. 3 cutiuțe, 4, pentru cadoul lui John de Crăciun. I-am cumpărat lui John deja cadou de Crăciun, unul foarte scump, cel mai scump cadou pe care l-am cumpărat lui John până acum. Și nu o să-i mai dau multe altele, însă nu pot să-i dau doar o cutiuță să zic că ăsta este cadoul. Probabil că se așteaptă la mai mult de atât, sau nu știu. Să avem mai multe cadouri de deschis. Și am zis că pun în astea 3 cutiuțe, 3 indicii. Mi-a murit microfonul, așa că trebuie să stau mai aproape de cameră ca să mă auzi. Da, încerc să împart cadoul mare în mai multe părți, să pară mai mare decât e. O să vedem acum cum. Adică e un cadou consistent, însă să nu fie că eu și cu Johnny deschidem 3 cadouri, 4 cadouri și el deschide unul singur. Asta am vrut să explic. Și ultima chestie pe care am cumpărat-o este o cană asta de la Pyrex. Este de 1 litru. Adică 4 căni și îmi plac foarte mult astea pentru că au și toarta asta și sunt bune de măsurat atât în mililitri cât și în căni și a fost $8. Zic că în mod normal costă $10, așa că am mai mici, am de o cană, am mare de, cred că, 8 căni, dar nu am de asta la mijloc, așa. Și cam asta am cumpărat, am intrat cu Johnny repede ca să... Nu știu, să căscăm ochii înainte de ora lui, pentru că avem o oră între, așa, și cam asta este. Mă pun să-mi termin de mâncat aici pepenele și pe urmă să lucrez puțin la calculator și ne vedem data viitoare cu un alt video. Da, cred că sâmbătă o să public Q&A-ul. Știu că mi-ați lăsat întrebări atât pe YouTube cât și pe Instagram și trebuie să le filmez. Și ne vedem data viitoare cu un alt video. Te-am pupat! Ciao!
Mm-mm-mm.